veniți tocmai când ne trebuiți. La început de primăvară, cu bucurii și mărțișoare, de ziua măicuțelor și a bunicuțelor. Grădinița numărul 1, Chiocel. Primăvara, paradis și miracol al reînvierii, armonie de sunet, lumină și culoare. Timpul când ne recăpătăm speranța, optimismul, credința în mai bine și sporul în toate. Vesna, rai și ciuda, garmonia zvuka, sveta și sveta, vremea, когда мы восстанавливаем надежду, оптимизм и веру в лучшее. Și în noi crește viața, cum crește pâinea în glie, căci glasul nostru astăzi e al primăverii sol. Acest triumf al reînvierii și regenerării este invocat prin mărțișorul pe care îl dăruim celor dragi, ca mic semn ce ne dorim să le aducă fericire și noroc. Fiind selectat și reușit valorificat, mărțișorul strămoșesc a stat la originea multor sărbători frumoase din Republica noastră. Suntem mândri că mărțișorul a fost inclus în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității în decembrie 2017. Мы гордимся тем, что мартишор был включен в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества в декабре 2017 года. Асвел мартишору одевили домары сарбаторе де примавары о бычище претении, о арте мультинационале, контрибуин на богасире речи прога о культурилор национале. O floare a trezit din somn grădina. O floare a aprins mai viu lumina. O ciripire s-a iscat prin frunze și frunza a mișcat încet din buze. Primăvară, mărțișoare, femeie, mamă. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți! Dragie druzia, uvajaemie gosti! Vă adresăm un salut primăvăratic și vă zicem bine ați venit la Festivalul Internațional de Muzică și Dans Mărțișor 2018! Anul acesta sărbătorim cea de-a 52-a ediție a festivalului din țara noastră! Добро пожаловать на международный фестиваль песни и танца «Мартишор» 2018, который уже много лет стал великим весенним празднованием мира и дружбы, многонационального искусства, способствующего взаимному обогащению национальных культур. Salutăm prezența persoanelor oficiale și delegațiilor din județul Buzău, România! Raionul Sobinga, regiunea Vladimir, Rusia! Delegațiile sosite din localitățile raionului Dubăzari! Consilieri local și raional. Administrațiile publice locale de nivelul 1. Reprezentanții ai colectivelor de muncă din raion. Medici, pedagogi, educatori, asistenți și lucrători sociali, agenți economici, angajați din domeniul culturii, agricultori și asociații obștești. Mărțișor, iscusită bijuterie, fulg de iubire și de gând curent. În semnul acesta mic se conține cel mai firesc și mai frumos ritual din câte au săvârșit oamenii. Mărțișoare, mărțișoare, două vise în vremi zburate, ele vin spre noi din legendele străbune și din gânduri colorate. Ca
каждый год в первые дни весны люди дарят друг друга цветы и мартишоры, символ света и счастья, украшение, состоящее из двух частей, непременно красного и белого цветов. Дорогие ноштри, натура амплетит дин флоши, дин рази, дин соари, мартишорул феричили. Pentru ca noi să vi-l putem oferi azi împreună cu toată dragostea noastră și a colectivelor sosite din județul Buzău, România, colectivul Plaiurile Mioriței, colectivul artistic Raionul Sobinca, Regiunea Vladimir, Federația Rusă, formația Prietenia, Orchestra de Muzică Populară Romanița, Școala de Arte Satul Coșnița, colectivul de dansatori Doruleț, de la Școala de Arte Satul Doroțcaia, formația folclorică Flori de Măr. Grea încercare la care a fost supus tânărul stat, Republica Moldova. Au luptat, au murit de pe ambele maluri tineri, copii, bătrâni de diferite naționalități. Valea Naddniestre является самой печальной страницей в современной истории Республики Молдова, впоследствии которой потеряли жизнь сыновья разных национальностей – молдаване, русские, украинцы, болгары, гагаузы. Онрат ассистенция! Стимати васпец! Это лупта перед интегритетом территориала от цели Мастре и начал разбой трагик. Cu un minut de reculegere venim azi pentru eroii neamului, care s-ar fi frumoasă primăvară alături de noi. Dragii gosti și друзья, в память о погибших, которые сражались за территориальную целостность и независимость нашей страны, в огненных битвах братоубийственной войны 1992 года объявляется минута молчания. Atunci ea începe cu adevărat, căci femeia e cea care ne face viața primăvară. Весной пробуждается природа, а вместе с ней и радостное настроение. Primăvara e modul în care natura ne spune să înceapă petrecerea. Să înceapă petrecerea cu Nicoleta Ilin, profesoară la Școala de Arte Comuna Coșnița, care vine cu piesa Primăvara.
Iar acum invităm în scenă directorul adjunct al Centrului Județean de Cultură și Artă, domnul Adrian Ciobanu. Приглашаем на сцену заместителя главы администрации Собинского района по социальным вопросам Николая Борисевича. Приглашаем на сцену заведующий отделом по социальным вопросам администрации города Собинки Мизелеву Елену. И ведем на сцену примару коммуны Кошница домну Алексей Гафель. Invităm în scenă președintele raionului Dubăsar, domnul Grigore Policinski. Oferim cuvântul directorului adjunct al Centrului Județean de Cultură și Artă, domnul Andrean Ciobanu. Bună ziua și bine v-am găsit! Ne bucurăm că domnul președinte ne-a invitat și în acest an. Noi am mai fost prezenți acum 2 ani la dumneavoastră, cu speranța că vom fi și anul viitor, și celălalt an, 20, 30 de ani, 40, când a lăsat Dumnezeu. Lansăm și noi invitația ansamblului dumneavoastră de a veni în România, la sfârșitul lunii iulie, pentru un festival internațional în care vor participa 10 țări. În speranța că o să vă încântăm cu dansurile noastre din România și că o să vă simțiți bine, vă mulțumim pentru prezență și încă o dată mulțumim că ne-ați invitat și că ne-ați dat prilejul să fim alături de dumneavoastră. Слово предоставляется заместителю главы администрации Собинского района по социальным вопросам Николаю Борисевичу. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Григорий Владимирович, Алексей Валентинович. Разрешите мне передать вам приветственные слова губернатора Владимирской области Владимира Орловой, главы администрации Собинского района Александра Федоровича Разова с поздравлением хорошего, прекрасного праздника Мартышор. Поверьте мне, это слово знают уже все жители Собинского района. И когда мы летели самолетом, и в самолете разговаривали о том, куда мы летим, нас спрашивали, и все говорят, даже в Москве уже знают об этом празднике. Благодаря Григорию Владимировичу Славину Орлову 2 года назад между Собинским районом и Дубосарским районом было заключено соглашение о дружбе, сотрудничестве и культурном различном обмене. Поверьте мне, что вот сегодня мы у вас в гостях, а 7 марта ваш коллектив едет к нам на фестиваль танца о Собинках. В том году именно ваш коллектив выиграл гран-при. И поверьте мне, 400 зрителей, которые нас замещают, стоя аплодировали вашим талантам. Это было все от души, потому что это прекрасно, это красиво. И вот мы с Владимиром 2 дня уже обсуждаем и с вашими ветеранами этих событий, которые были, к сожалению, 26 лет назад. Мы говорим о том, что наше поколение знает друг друга. Нас не надо расторгать, мы друг друга знаем, уважаем, любим и ценим. А вот сегодняшние дети, которые здесь будут выступать на сцене, пусть дружат, радуются жизни, потому что будущее за ними. Поэтому от всей души поздравляю с хорошим, прекрасным праздником Мартышор. Как и все православные, вы знаете, что Россия заканчивает зиму Масленицей. Это тоже праздник, мы ее хорошо встретили, погуляли. И сейчас большинство русского народа, как, надеюсь, многие православные, постуются. Но сегодня праздник души
любви, весны и прекрасного. С праздником! Слово предоставляется заведующей отделом по социальным вопросам администрации города Собинки Мизелевой Елене. Я хочу зачитать поздравительный адрес от главы города Собинки Елены Карповой. Уважаемые жители села Кошница, уважаемый Алексей, примите наши самые искренние поздравления с прекрасным праздником наступления весны Мерцешор. Ваша древняя земля богата уникальными природными богатствами, знаковыми событиями, выдающимися земляками. Село Кошница имеет свою особенную красоту и колорит, а гостеприимные жители по праву гордятся своей славной историей. Успехи и достижения – это заслуги многих поколений, людей разных призваний и профессий, коренных жителей и тех, кого привела сюда судьба. Наши народы имеют большое историческое прошлое. Сотни девчат-молдаванок трудились на советских предприятиях, а именно на прядельно-ткацкой фабрике «Ком-авангард» в городе Собинка. Тысячи молодых семей взрастили детей и растят правнуков, в венах которых течет смешанная кровь. Летопись наших отношений продолжается в активном обмене в различных сферах и представляет собой яркий и убедительный пример эффективности народной дипломатии. Дружественные отношения проявляются во взаимных мероприятиях и встречах. Делегации, которые побывали на Собинской земле в прошлом году, оставили благоприятные впечатления. Участие хореографического ансамбля «Дурулец» в фестивале «Танцевальная Собинка», посадка саженцев «Сада Победы», зародив зерно новых контактов среди молодежи. Верим, что сотрудничество станет залогом процветания и развития дальнейших отношений. Мы уверены, что и впредь ваше прекрасное село Кошница и наш город Собинка будут развивать побратимские связи еще более динамично, ставить перед собой амбициозные цели и воплощать их. Рассчитываем, что намеченные мероприятия предоставят нам возможность продолжить доверительное общение и совместную работу в целях укрепления дружбы и сотрудничества. Пусть ваше село всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и взаимопониманием. Расцветайте вместе с первыми лучами весеннего солнца и радуйте окружающих своими прекрасными улыбками. С наилучшими пожеланиями глава города Собинки Елена Карпова. Соглашение о сотрудничестве мы вручаем Алексею, примару вашего села. И дарим ему подарок. Ну и также, конечно, Григорию Владимировичу мы тоже дарим свой подарок. Oferim cuvânt primarului localității Coșnița, domnului Alexei Gapel. Конечно же, позвольте мне поблагодарить вас и в лице, и в вашем лице администрацию Собинки за ту доброту, за ту теплоту и, что немаловажно, той воли, с которой вы поддержали инициативу господина Григория Поличинского, председателя Хвостарского района, по продвижению между нашими народами одной из самых важных составляющих строения общественной жизни, то есть мира. И, конечно же, от лица всей коммуны Кошница хочу вручить вам традиционные подарки в знак благодарности. Același timp, permiteți-mi să mulțumesc totodată și delegația din partea României.
colegi cu care la fel am stabilit prin intermediul domnului președinte, domnul Grigore Bălcinski, relații bune de cooperare între raion și județul respectiv. Și de asemenea să adresez cuvinte de mulțumire pentru faptul că ați găsit timp să veniți și să participați la acest minunat festival inițiat de Consiliul Raional Păsar. Sunt convins că tinerii dumneavoastră sunt extraordinar de talentați și ne vor bucura astăzi cu prezența lor pe scena noastră. Și la fel vreau să vă amintesc un mic cadou din numele nostru tuturor. Oferim cuvântul președintelui raionului Dubăsari, domnul Grigore Bălcinski. Mulțumesc foarte mult! Stimați locuitori raionului Dubăsari, stimați oaspeți, vreau din suflet să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această frumoasă manifestație dedicată sărbătorii primăverii. Mărțișor 2018, Festivalul de Muzică și Dans, un festival cu adevărat internațional, datorită prezenței prietenilor, fraților noștri de peste Prut, din județul Buzău. Haideți să-i aplaudăm pentru faptul că au făcut un drum foarte lung și sigur că să le mulțumim dumnealor, dar și fraților noștri din regiunea Vladimir, Rusia, din raionul Sobinca, pe care de asemenea îi salutăm prezența dumnealor la această frumoasă manifestație. Stimați colegi, dragi prieteni, vă rog să mă credeți că este cu adevărat greu astăzi să organizez o măsură de așa anvergură. Este cu adevărat greu, fiindcă pe noi zi de zi ne mănâncă toate treburile, dar este absolut necesar ca tradițiile naționale, ca prietenie, relațiile dintre popoare, cu adevărat să fie păstrate și promovate în continuare. Eu vreau să mulțumesc colegilor mei din cadrul Consiliului Raional Dubăsari. Vreau să mulțumesc serviciilor desconcentrate din teritoriu, serviciilor descentralizate, agenților economici, dumneavoastră, dragi locuitori ai satelor din Raionul Dubăsari, pentru faptul că ați găsit timp astăzi sâmbătă, dar să fiți alături de noi la această deschidere a mărțișorului. Vreau să mulțumesc sigur că colegilor din partea Guvernului pentru susținerea acestei inițiative și acestui gest într-adevăr important pentru locuitorii din stânga Nistrului. Cine dacă nu noi ar trebui cu adevărat acest lunar pe nume Mărțișor 2018, în cadrul căruia sunt mai multe activități de comemorare, mai multe activități culturale, activități sportive, publice, expoziții, cine dacă nu noi știm ce înseamnă cuvântul pace. Știm ce înseamnă dorința de a trăi în pace, dorința de a trăi în prietenie. Eu sunt convins că dumneavoastră astăzi veți avea bucuria să aplaudați, veți avea o bucurie mare să vedeți talentele, nu doar a raionului Dubăsari, dar și talentele de departe care au venit aici. Tinerii din Vladimir au parcurs un drum de aproape 12 ore până au ajuns la noi. Cu drum, cu zbor, cu trecere și așa mai departe. Tinerii din Buzău, de asemenea, au mers pe drum în jur de 7 ore. De aceea, vă rog foarte mult, știu că aveți acest dor mare de a vedea ceva frumos. Cu adevărat să demonstrăm ospitalitatea noastră a moldovenilor, ospitalitatea și dorința noastră de a prieteni, așa cum am făcut-o noi atunci când am semnat acordul de parteneriat cu Buzăul, atunci când am semnat acordul de parteneriat cu raionul Sobinca, anume pentru a demonstra că în Republica Moldova cetățenii, oamenii care trăiesc aici, știu a prețui cultura, știu să păstreze tradițiile, știu să promoveze tradițiile populare, tradițiile naționale. Portul popular. Arta noastră de a zâmbi, de a aprecia prietenia unuia și altuia. Permiteți-mi acum, sigur că, să aplaudăm
colegii noștri și după asta să trec să vorbesc și în limba rusă, pentru ca și colegii din Vladimir să cunoască despre ce am vorbit. Haideți să aplaudăm! Mulțumesc foarte mult! Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я приветствую то, что вы приехали издалека, из далекого Владимира, из далекой Собинки, из этого района, с которым мы действительно подписали договор о сотрудничестве, о партнерстве, о взаимной помощи в различных областях. Мне было очень приятно, когда мы приехали к вам, и когда вместе с экономическими агентами смотрели рынок, смотрели в супермаркете, и к нам подошли жители вашего региона, которые, оказывается, из нашего района, из Коржева, нашего Коржева, Дубасарского, и которые подошли, узнав меня, председателя района, поздоровались и очень обрадовались тому, что мы действительно, вот сколько тысяч километров, но вот мы нашли друг друга. То, что вы приехали вместе с нашими братьями из Запрута, из Румынии, это свидетельство действительно того, что мы хотим восстановления тех добрых отношений, что мы хотим действительно посредством нашей культуры, посредством совместных встреч оказать помощь и руководству наших стран. Мы хотим действительно, чтобы наши дети знали, что в Республике Молдова, что в Румынии, что в Российской Федерации живут такие же обычные ребята, такие же обычные девчата, которые хотят продвигать мир, хотят встречаться, хотят улыбаться друг другу. И я абсолютно уверен, что вот то приглашение, то, о чем мы и сегодня говорили с вами, о том, чтобы совместно принимать участие в фестивалях, которые организовывает БУЗЭУ, что совместно будем принимать участие у вас в Собинке с участием наших румынских друзей и наших ребят из Дубасарского района, этим самым мы продемонстрируем всем. Никому нас не разлучить. Мы были, есть и будем одной дружной европейской семьей. Наши аплодисменты вам и вашему руководству. И просим передать всем большой привет от этой многочисленной доброй публики из Дубасарского района, из Республики Молдова. Спасибо. Apropo, cadourile, noi le-am cadonat deja. Noi am avut astăzi deja întâlnire, iar colectivul, sigur că la sfârșit, așa mi-au spus că este scenariu, vor mai primi cadouri. De aceea, haideți încă o dată să-i aplaudăm și să mulțumim oaspeții noștri oficiali. Domnule primar, felicitări și dumneavoastră și succes în continuare! Haideți să aplaudăm oaspeții. Mulțumim! Doamnelor, născute în primăvară, mărțișor, în prier sau florar, le aducem în dar mărțișoare și un cântec, le aducem în dar. Invităm cu mare drag în scenă oaspeții noștri, ansamblul folcloric Plaierile Mioriței, județul Buzău.
românia nimănui, să știți. Contează sufletul să fie tânăr. Și dacă ne întâlnim așa la ocazii frumoase și petrecem împreună, să știți că nu mai îmbătrânim, rămânem tineri așa. Să ne mai chemați pe aici!
emoționat să fiu aici la dumneavoastră și o să răspund da de câte ori voi fi chemată. Mulțumesc frumos și să ne vedem cu bine, Doamne ajută! V-am regăsit după 2 ani de zile, iată-ne din nou împreună. Mă numesc Ion Băicuș de la Buzău, dacă vă mai aduceți aminte de mine și sper să vă aduceți. Și odată cu venirea primăverii, uitați, întotdeauna venim și noi de la Buzău să vă aducem un strop de fericire dumneavoastră aici. Și pentru că pe 8 martie
sărbătorim Ziua Mamelor, am venit în fața dumneavoastră cu un cântec special pe care l-am compus pentru mama mea și pentru dumneavoastră, mamelor, de pe întreg pământul. Mama a avut mai băieți, așa că din partea tuturor băieților am compus această melodie pentru toate mamele. Mai ales băieții iubesc mamele foarte mult, poate mai mult decât fetele. Da. Și următoarea piesă se intitulează Am sădit lume un pom și am crescut un pui de om. Această melodie se vrea ca un sfat pentru tot tineretul din ziua de astăzi care cam migrează, așa știți, și de la noi din România, poate și de aici, de la dumneavoastră, nu știu exact, cam migrează și să nu uite niciodată că părinții care ne-au crescut cu drag și la anii bătrâneți așa mai au nevoie măcar de o vorbă bună să fim alături de ei. În acest sens am compus această melodie pe care, cu mare drag, am înregistrat-o cu maestrul Vitalie Dorin la Chișinău. Am sădit lume un pom și am crescut
vă trăiască copiii și să nu vă uite niciodată. Singurătatea este cel mai urât lucru de pe fața pământului. Bine, și acum haideți să ne mai înveselim, da? Să vă spun ce-i buzoianul, pentru că vin de la Buzău. Ia-uți!
mulțumesc din suflet. Vă mulțumim pentru că ne-ați invitat din nou. Oricând venim cu mare drag la dumneavoastră de la Buzău și ne bucurăm să vă aducem un strop de fericire în viața dumneavoastră. La mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. Весной наступает пора обновления. Первые ласковые солнечные лучи освещают освободившуюся от снега и льда землю. Появляются первые весенние цветы.
будто на земле лежит кусочек голубого весеннего неба. Это подтверждает и коллектив художественной самодеятельности, который представляет дружеский Собинский район Владимирской области из России. Их мы приглашаем на сцену.
Русские матрешечки.
doctoare, profesoare, muncitoare, lucrătoare din domeniul culturii, agriculturii, medici, funcționari publici, scumpe, frumoase și duioase femei ale raionului Băsari. Народным женским днем пусть будет много счастья в нем и красоты, сюрпризов ярких и комплиментов самых сладких. Пусть сердце верит, любит, ждет, и счастье в светлый дом придет. По пустякам не огорчаться, а жизнью в целом наслаждаться. Примите мартишорели ностре музикале, мартишорели драгосте и дорului, alături de formația folclorică Flor de Măr din comuna Coșnița, conducător artistic Anatol Cojuhar. Oh, hello.
Iar acum invităm în scenă Orchestra de Muzică Populară Romanița, de la Școala de Arte din Comuna Coșnița, conducător artistic domnul Vasile Ivanov. Vasile Olaru și am venit de la Chișinău alături de această orchestră de elevi, de studenți minunați care s-au adunat să facă un lucru frumos în frunte cu maestru Vasile Ivanov. Vă doresc o primăvară frumoasă în suflet și în inimile dumneavoastră și audiție frumoasă! Eu nimic pe sciobănaș și luam paști ca șuvuș și stânau în disopul frunzele de iațăraș. Eu nimic pe sciobănaș și luam paști ca șuvuș și stânau în disopul. Pe subăr cu dealul lui, în bătaia vântului, eu cărare și mândrăm, vine mândra când ne spun. Să sunt bărbu dealul lui, în bătaia vântului, nici acasă, nici dictale și mă duc să-mi văd și are. Dar mândra de două sări, măi cu dorul nicăieri. Nici acasă, nici dictale și mă duc să-mi văd și are. Vau să fac bărcița mea, că nu știu nimic de ele. Din cât e mândrea m-a văd, fie asta mi-o plăcut. Vreau să fac bărcița mea, că nu știu nimic de ele. Din cât e mândrea m-a văd, fie asta mi-o plăcut. Și prin umbra la perdea o zăresc cu cineva.
să o sărit așa din casă, din grădina și-o călcat. Eu cu câinii pistigat, vinerea asta luminoasă, o sărit așa din casă, din grădina și-o călcat. Eu cu câinii pistigat, am pornit pe drum la stână, cu răzau și în mână, călele-o trag în mândrăță, cerea ca o lumeță. Am pornit pe drum la stână, cu răzau și în mână, călele-o trag în mândrăță, cerea ca o lumeță. Dar și eu nu-s prost avut, îs șoban de lângă prut, dar știu curma să o păzesc. Oh!
și o dobără că noi ținim jocul, iată așa. Ai curatat în joc și înapoi pieți de loc, cum se joacă pe potopa mea. Joc și nu distrug, jucați mă omă, vin jucați mă omă. O jucată tuța mea, ori joacă tata, joc și eu. O plângă rău, să fie cu noroc. Tu o strică și cu noi și o dobără pe noi. Ținim jocul, uite, iată așa. Ai curat ala cu joc și n-apoi că este loc. O să-i joacă de potopa mea. Primăvara este naie, la fel și dragostea și bucuria de a trăi frumos în liniște, pace și înțelegere cu toată lumea. Să credem din nou în minuni, în renaștere, să credem în noi începuturi. Пришла весна, а с ней любовь и радость жизни, мир и понимание со всеми. Мы верим в чудеса, в возрождение, мы также верим в новые начинания. Din nou uităm în scenă colectivul de dans Doruleț, cu o suită de dansuri moldovenești. Oh,
tuturor colectivelor artistice care astăzi ne-au cucerit prin spontanietatea și firescul prezenței scenice, prin autenticitatea și calitatea repertoriului performant. Doar împreună am reușit să creăm o atmosferă de neuitat. Baftă și mult noroc tuturor! Sărbători frumoase să aveți! Iar acum, invităm toți participanții la festival pe scenă pentru înmânarea diplomelor de participare în cadrul festivalului, împreună cu domnul Grigore Policinski. Aplauze pentru domnul Amador Bucar și formația dumneavoastră este. Mulțumim! Și invităm în scenă conducătorul artistic al formației Integro, o formație foarte bine cunoscută în raionul nostru, în Republica Moldova și în multe, multe țări europene. Îl invit încoace pe domnul Andrei Mamulat, formația Integro. Este pentru formația noastră. Aplauzele noastre, vă rog, pentru ei. Stimate doamne, domnișoare, la sigur, vreau să vă felicit din numele Consiliului Raional Dubăsari pe toți dumneavoastră cu apropiata sărbătoare de 8 martie. Să vă doresc tuturor dumneavoastră dispoziție bună, să aveți plăcere de cei dragi care să fie alături mereu și desigur că fie ca fiecare zi să vă aducă mai multe bucurii în fiecare familie. La mulți ani, trăiască doamne, domnișoarele, să știți că noi, fără dumneavoastră, cu adevărat, suntem foarte, foarte, foarte săraci. De aceea, acum, pentru prietenie, pentru aceste colective, для нас, для всех, за дружбу, за партнерство и, конечно, за хорошее настроение мы приглашаем наших друзей из коллектива Integro. Повторим. Кынты тоты лумя. Bucurați-vă de prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de lume. Bucurați-vă de lume.